Mesajul transmis de Adrian, la scurt timp după ce a părăsit competiția Mireasa. Fostul concurent regretă că a ieșit din emisiune, țin prea mult la ea. În urmă cu o seară, Adrian a fost eliminat din casa Mireasa. Însă, la scurt timp după ce a intrat în posesia telefonului, tânărul a devenit activ în mediul online. Iată ce a postat Adrian pe pagina lui de Instagram după părăsirea competiției. Fostul concurent regretă că a ieșit din emisiune. În gala din data de 10 noiembrie 2023, a emisiunii Mireasa, Adrian a fost nevoit să-și ia adio de la colegii de competiție. Totodată, la scurt timp după ce a intrat în posesia telefonului, băiatul a devenit activ în mediul online. După ce a părăsit casa a Mireasa, Adrian a făcut un live pe Instagram, acolo unde a răspuns la întrebările celor care l-au susținut în competiția de la Antena 1. Ei bine, după cum era de așteptat, cele mai multe întrebări primite de Adrian în online au avut legătură cu Daria. Pentru că este asumat și vorbește deschis despre ceea ce se petrece în viața lui, fostul concurent a răspuns curiozităților. E singura persoană de care mi se rupe sufletul că am plecat. și în prea mult la fata aia. Daria e o fată foarte bună. E o fată minunată, care chiar și-a asumat totul. Îmi doresc să mă văd cu ea după emisiune. Nu știu dacă o aștept, dacă nu o aștept. Deocamdată vreau să stau liniștit. Am multe lucruri de făcut, a spus Adrian, la scurt timp după ce a ieșit din Casa Mireasa. Relația dintre Adrian și Daria. Se scrie că Adrian, concurentul care a părăsit Casa Mireasa în urmă cu o seară, se afla într-o cunoaștere cu Daria. Imediat după eliminarea tânărului din competiție, concurenta a izbucnit în lacrimi.